20 de întrebări ale lămâi în viața de zi cu zi. Lămâia este folosită în bucătărie, în cosmetică, este de ajutor în activitățile gospodărești și are diverse indicații terapeutice. Descoperă câteva dintre cele mai înădite utilizări ale lămâi. Lămâia are un conținut bogat în acid citric, acid malic, vitamina C, potasiu, flavonoide și acid folic. De asemenea, conține multă apă, vitamina A, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, calciu, fier, fosfor, sodiu, magneziu și foarte puține proteine și grăsimi. Alte întrebări ale lămâii. Adăugat în salate, sucul de lămâie împiedică oxidarea legumelor și a fructelor, datorită proprietăților sale antioxidante. Strupește guacamole cu zeama de lămâie. Lămâia îi păstrează preparatului culoarea verde, și ciupercile au nevoie de un astfel de tratament. Câteva picături de lămâie le păstrează culoarea albă. Studiile arată că sucul de lămâie adăugat peste morcovi fierți ajută la o mai bună absorpție a carotenoizilor din morcovi. Dacă se adaugă și ulei de măsline, rezultatele sunt chiar mai bune. Sucul de lămâie curăță coaja fructelor și a legumelor, îndepărtând murdăria și pesticidele. Salata verde ușor ofilită își revine dacă este introdusă într-un vas cu apă rece și zeamă de lămâie. Cuburile de gheață obținute din zeama de lămâie sunt chiar mai răcoritoare decât cele cu care ne-am obișnuit și pot fi adăugate în diverse băuturi. Îndepărtează mirosurile neplăcute din frigider. Tot ce trebuie să faci este să îndoi o bucată de vată în zeama de lămâie și o lași în frigider timp de câteva ore. Ține la distanță insectele. Zeama de lămâie aplicată în zonele unde apar mai des și furnicile, pragul ușii, colțurile pereților, diverse crăpături, spatele ragazului, va alunga aceste insecte. Înlătură petele de mucegai. Se stoarce o lămâie și se amestecă sucul proaspăt cu o lingură de sare. Pasta astfel obținută va fi folosită pentru a curăța zona afectată de mucegai. În amestec cu apa călduță și bicarbonat de sodiu, zeama de lămâie albește țesăturile. Rufele trebuie lăsate la înmuiat în această soluție, timp de 30 de minute, înainte de a fi spălate. Curăță obiectele din metal. Petele pot fi îndepărtate cu un amestec obținut din zeama de lămâie și bicarbonat de sodiu. Lămâia intră în compoziție multor măști pentru ten. Curăță porii, reglează secreția de sebum, redă luminozitate și previne îmbătrânirea tenului, prin acțiunea sa antioxidantă. Ajută, de asemenea, în tratarea petelor maronii de pe piele și a exemelor. Sucul de lămâie, în amestec cu puțină apă, albește dinții și înprospătează respirația. Consumul de limonadă caldă ajută la ameliorarea celulitei. Lămâia poate fi folosită în tratamentul împotriva mătrății sau căderii părului, se masează scalpul cu suc de lămâie sau se clătește părul, după baie, cu o jumătate de litru de apă în care a fost adăugată zeama de la o lămâie. Dacă adaugi zeama de lămâie într-un bol cu apă și introduci pentru câteva minute vârfurile degetelor, vei avea unghii mai sănătoase. Zeama de lămâie curăță și întărește unghiile. Poți folosi lămâia și pentru a deschide cu o nuanță culoarea naturală a părului, plătește părul folosind o cană cu apă în care ai adăugat zeama de la o lămâie și lasă-l apoi să se usuce liber, la soare. Ține locul înălbitorului, acidul din sucul de lămâie, albește țesăturile și îndepărtează petele. Folosește sucul de lămâie atunci când pui o țesătură de culoare albă la nuiat. Vei fi uimit să descoperi că acesta a acționat asemenea unui înălbitor. Scoate petele de rugină, ca să scoți o pată de rugină de pe o țesătură, folosește o soluție formată din suc de lămâie fierbinte amestecat cu sare de lămâie și sare de bucătărie. Freacă bine pata cu această soluție și lasă-o să acționeze timp de 30 minute, oră, după care spală țesătura în mod normal. Curăță obiectele din piele. Sucul de lămâie poate fi întrebințat cu succes și pentru curățarea obiectelor din piele. Lămâia are și alte indicații. Ajută organismul să elimine toxinele. Datorită conținutului de vitamina C, sucul de lămâie este un antioxidant puternic, protejează organismul împotriva efectelor radicalilor liberi, reglează pofta de mâncare și ajută organismul să digere mai ușor grăsimile. Ajută la relaxarea picioarelor dacă se fac băi cu apă caldă și suc de lămâie. Iată dragilor câte beneficii aduce utilizarea internă, cât și cea externă a lămâiei. Folosiți-o cu încredere, și puteți lăsa în comentarii rezultatele obținute. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!